Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod din Terraria Fargo Sol Mod. Episodul trecut ne-am mai confruntat noi cu încă doi dintre, nu gardieni, championi, dintre campioni, mai exact Champion of Earth și parcă să spun Champion of Nature, așa. Cât timp mă gândeam cum naiba să fac formatul episodului ăstuia la modul, ne apropiem curând de finalul modului în sine, mai avem doar, în teorie, 4 mini-boși și 3 boși. Mă gândeam în ce ordine aș vrea să fac, deși ei au deja o ordine prestabilită în boss checklist, parcă eu aș vrea să mă abat un pic de la ordinea asta când vine vorba de unul sau doi dintre ei. Cred că de prima fază aș vrea să încep prin a mai crafta două dintre sufletele rămase și să mai facem și astea repede. Ia să vedem repede ce enchantment mai putem să mai facem. Deci, Beetle enchantment-ul, Shroomite enchantment-ul, Specter enchantment-ul. Și mai rămân decât cele 4 enchantmenturi pentru armurile și seturile în sine, maximizate, să spunem așa, pentru fiecare dintre categoriile din joc. Categoriile fan pentru fiecare clase din joc. A, plus de asta, cum neva pot să fac astea? Am făcut când am făcut eu armura din astea? Bine, cred că au trecut vreo 3 săptămâni când am bătut mulordul, deci se prea poate să fi făcut off-camera. Ok, m-am lăsat șocat pe mine. Până și asta, what? Și n-am star rep. Păi nu, deci asta clar, e primul site quest de început de episod, trebuie să facem rost de Star Raft, deci nu intră în discuție să facem chestia asta. Așa mă, Star Raft. Între timp totuși mi-am dat seama că îmi amintesc sigur că făcusem rost de ea, chiar făcusem rost de mai multe și mă gândeam, mă, am fost atât de dobitoc încât am vândut-o și mi-am amintit ce am făcut. Până la urmă ormei, am avut un Star Raft, doar că l-am consumat ca să fac Zenith-ul pentru Berserker Soul. Deci, de-aia. Știam eu ceva, mă. Deci, în momentul față, avem noi câteva decizii de făcut. Cred că înainte de toate, hai prima și prima dată să facem arma energizată de la Wall of Flesh. Asta înseamnă că o să-mi doresc eu câteva overloadere și câteva guide voodoo doll-uri. Bundle of nu știu ce, 10 la număr îmi doresc. Și să-i dăm noi direct drumul la treabă, că până la urmă, hai să fim serioși. Oricum o să fie glitch fiți în ultimul hal. De fapt, știi ce? Dă-mi așa mai bine. E mult mai rapid. Cred că cu toții știu cam cât de buguit e Wall of Flesh în momentul în care spawnezi mai mulți gen. Adică la câte videoclipuri sunt pe internet cu chestia asta. Ăsta nici măcar n-are ochii secundari. A, dar stai, acum îmi dau seama de ce nu au și în sine pereții. Nu pentru că sunt glitchuiți, dar în mare parte dacă ar fi avut și pereții, m-ar fi dat în continuu înapoi, unul după altul, gen dubios de explicat. Mire, la asta mă gândesc eu că ar fi explicația de ce n-au și peretele în sine și sunt doar ochi, gen. E, uite, exact asta spuneam. Că fix ultimul s-a buguit cumva. The Swarm has been defeated și am primit energizerul perfect. A zis că The Swarm has been defeated, ho, oprește-te! Și altceva e bine că totuși n-au format 10.000 de carcase de genul ăsta unde să-și spawneze ei fiecare loot-ul. Doamne ajută! Cum se numește arma? The Regurgitator. Armă de magic, chică. Înainte știm că respectiva palmă de Wall of Flesh trăgea cu gen puteai să arunci respectiva palmă și să mânca mana, hai să vedem ce face asta. Ok, deci seamănă cu un laser, nu stai că n-ai văzut să numește, laser machine rifle? Stai că am uitat complet cum se numește respectiv item din vanilla. Nu, doar laser rifle. Și dă charge la un proiectil mare care presupun că da, la un moment dat, dacă rămâi fără mana o să-l lansezi, am înțeles. Sau poți să-l lansezi tu când e la maxim sau... Evident, în funcție de cât de mult charge vrei să-l ții tu, în momentul ăla poți să-l tragi și hai să vedem cam cât de mult damage poate să dea când e la maxim. 7000 și ceva, slăbuț. N-am ce spune. Și cu asta se cam termină armele energizate pe care putem să le facem până să batem Abomination-ul. De asta în principal vreau să și batem Abomination-ul mai rapid, pentru că în principal vreau să fim cumva mai la zi cu armele care putem să le facem cu energizere și totuși să putem să le și facem în episodul următor cum ar veni și să nu avem toate armele la final, mai aș dori. De asta, în principal, cred că o să-mi doresc eu acum să merg puțin risky și o să vreau să încerc unul dintre ultimii 3 boși propriu-ziși, pentru că avem 1, 2, 3, 4 mini-boși și ăsta, în teorie, deși el e făcut încât să-mi dea iarăși niște enchantment-uri, mai exact enchantment-urile care le-am făcut în episodul de astăzi, el aparent e considerat boss propriu-zis, nu mini-boss. Doar ăștia 4 sunt mini-boși și ultimii 3 sunt boși. O să presupun că astăzi avem de ales între Champion of Life sau Champion of Shadow. Să începem noi cu un Champion of Life
Ăsta care se spunează în teorie în Hallowed, nu? Da, bun, deci oricare dintre ele l-aș face, tot trebuie să spun povestea idioțeniei mele. Deci, în momentul de față vreau eu un Bloody Tear, dacă se poate, și să mergem până la Steampunker. Pentru că, acum vreo două săptămâni în jur de, m-am mâncat pe mine undeva să fac ceva numit The Purifier. Deci am văzut itemul ăsta, Purifier Renewal, care spune că curăță o rază destul de mare Evil Biomul din jur, dar mai există și Purity Renewal Supreme, chestia asta care îți curăță întreaga lume. Și eu, care sunt foarte inteligent, ce am făcut? Am folosit itemul ăsta și în momentul față nu mai am nici un biome, gen nici hello, nici absolut nimic pe lume. Totuși, ce n-am verificat eu, ce se întâmplă dacă mă duc la Driadă, pentru că n-am văzut chestia asta până acum. E bine că în achievement-ul ăsta e separat de ăla vanilla, pentru că pe ăla vanilla parcă aș vrea să-l fac eu legitim. You have done an amazing job. Atât? Foarte nesatisfăcător, ce pot să spun. Așa, mă rog, și acum, pentru că o să avem noi nevoie de respectivele Evil Biome-uri, mă rog, ori Evil Biome-ul în sine sau Hallowed, trebuie să cumpărăm respectivele soluții, pentru că altfel n-am cum. Fă un Blood Moon și pentru cine nu știe, pe timp de Blood Moon putem să cumpărăm noi Purple Solution. A, pe lângă asta, există un item special și pentru ăsta, dacă nu mă înșel, cu care poți să faci cum ar fi o foarte mare parte din lume coruptă și cu ăsta poți să faci toată lumea coruptă. Hai în partea asta și exact unde avem biomul de corupție, o să facem acum din nou un biom de corupție ca să putem să baltem noi Champion of Shadow, parcă așa te numeai, nu? După ce termin și cu Champion of Life, o să curăț din nou lumea, așa că nu-i bai. Păi bun, în momentul față cred că dăm noi drumul la Champion of Shadow, doar că muzica pof, pentru că am învățat în episoadele trecute că pun eu muzica la editat după aia. Nothing seems to answer. Aul, da, stai că trebuie parcă în underground, nu? O fi bine, mă, să nu vrei să citești ce scrie mâncațeș. Using in the crimson or corruption at night, deci nu underground. Mama ei de treabă, bă, și cât timp am stat doar să pregătesc zona aia, bă, să mor eu. Bun, fă-mi noapte odată și hai să vedem. Darkness of the feels deeper, hai. Ha? Mă, am văzut deja cum arăți, ești tu cumva un demon. Unde ești, mă? Are 8 scuturi din câte văd. Cum îi dau damage? A! Ah, nu știu ce am făcut. Au! Ok, stai că boss-ul ăsta chiar nu-mi rog boss-ul. Mini-boss-ul ăsta nu mi-l amintesc sub nicio formă. Doar că văd că dă mult damage. De exagerat mult damage. Doamne, doamne, iartă-mă de treabă. Bă, stai încet, stai încet. Domnul, opa! Bine, și eu folosesc Leash of Cthulhu, când probabil ar trebui să folosesc Sabia Vieții, că am văzut că dau mult mai mult DPS. Bine, mi-a apărat mult mai mult, dar mult mai garantat DPS. Stai că și-a refăcut un scut, ce face? L-am adus la jumătate de viață, cred că nu? Nu știu ce-i fac, dar nu văd nimic pe ecran. Doar că dacă vreau să-l și bat, clar n-am șanse să-l vedem. Nu înțeleg nimic. Stai, nu. Ce face? După bune, ce face? Trebuie să stau aproape de el, cred că, da. What? Ce puii mei se întâmplă? 40 HP. The Dream! Mai are 90.000 HP. Da. Ai, mă, 18.000, pe bune. Dar stai așa că eu de nou am realizat. Eu nu folosesc Omnistation urmă, deși pentru boss fight-urile, mă rog, mini boss din episodul trecut, eu n-am folosit sub nicio formă Omnistation-urile, mă. Nici măcar Semi-Station-urile. Hai să te vedem acum cam cum reacționezi tu. Bă, în start îmi dă foarte mult damage, aia e clar. Dar și eu îi dau. N-am ce spune. Ok, deci ăsta e genul ăla de boss în care nu trebuie să intri sub nicio formă, deci nu dă damage doar cu proiectilele, trebuie să ai mare grijă să nu intri în el. Bă, clar l-am adus mult mai rapid decât ultima dată la jumătate HP. Să presupun că la cât de multe clone își face acum, fiecare o să dea dash în direcția în care arată cum ar veni o rază de lumină sau ceva. Ok, fix același lucru, doar de data asta sar câte doi. O, bă, o, ușor, ușor, prea mulți. Unde ești? Ia și mai găsește-te pe ecran, să mor eu, deci nu văd nimic. Unde sunt?
70.000 HP. No. Iar mi-am luat doar 20, mi-am luat doar 200. 30.000 HP. Mai am eu 60. A dat dash. Eu 10.000, el... De fapt, el 10.000, eu 200 și gata. E destul de sec momentul în care îl omor, pentru că nu înțeleg ce se întâmplă. Acum întrebarea e, unde a murit? Aha. Hai acasă, fă zi ca să văd și eu ceva pe ecranul meu, te rog frumos, perfect. De ce am vrut neapărat să bat Shadow Championul de primă instanță? Ca să pot să fac Force of Shadow. Shadow Force, pardon. Bam. Că știu că și asta poate să fie destul de folositoare. Păi bun, și în momentul față, să dăm noi prima încercare la Eridanus, Champion of Cosmos. Nu știu cât de multe speranțe să am că o să pot să-l bat, dar ce să spun. Hai să punem relicul și să-i dăm măcar o încercare. Pentru că știu că ăsta chiar e destul de greu de bătut. Văi leu, Doamne. Bă, dar cum ai putea să te ferești de așa ceva? Deja mi-a luat... Ce? M-a înghețat în timp. Ce, Doamne, iartă-mă-mi face? Nu știu cu ce mă lovește. Cum poți să bați așa ceva? Nu prea mi-aș fi dorit să-i făcut sufletul ăsta acum, dar se pare că n-am șanse să-l bat pe Eridanus în episodul ăsta fără Supersonic Soul. Îmi mai lipsesc doar Aoelus Boots și Master Ninja Gear, bagle aici și iarăși un grind de multe ore s-a dus de rupă. Pentru ca să vă faceți o idee cam ce face Supersonic Soul ăsta, eu normal mă mișc acum destul de rapid că sunt în zbor, dar atunci când îl echipez pe ăsta, pot să fac ceva de genul ăsta. Stai, să pornesc un picuț. Movement speed. Deci cât am la oră? 200 la oră. 300 la oră. Ce e chestia asta? Explicați-mi și mie. Să poți să mișc cu viteza asta în sine, în jocul ăsta. Pur și simplu ajungi într-o parte în alta a hărții, a unei hărți largi mai ales, în câte secunde. Ok, hai să vedem dacă viteza asta o să mă omoare pur și simplu când vine vorba de a-l bate pe Eridanus. De cum bătălia începe, primul atac va fi cel, respectiv Solar, în care va da de vreo 3 sau 4 ori dash, depinde, de cel mai multe ori am văzut să fi dat 3 dash-uri, urmând cel respectiv pentru Vortex, în care spawnează un Vortex și trage cu 3 fulgere în fiecare direcție și te ține cumva pe loc, urmând cel Nebula, care va da cu proiectile cam ala-ndala și cumva va pune o țintă, până la urmă, ținta aia se plasează în funcție unde te-ai mișcat tu, cumva să-ți prezică poziția. Atacul pentru Stardust te îngheață cumva în timp și spawnează multe proiectile Stardust pe lângă tine. Apoi, în phase-ul 2, toate atacurile care le-am enumerat până acum sunt aproximativ la fel, doar că mult mai puternice și mult mai greu de dat dodge. Când vine vorba de atacul pentru Vortex în phase-ul 2, la fel, același lucru Vortex, doar că spawnează mult mai multe fulgere și se învârt mult mai rapid într-un cerc, plus spawnează niște proiectile de Magnesphere. Pentru Nebula, mai greu de explicat exact ce se întâmplă, pentru că face fix același atac, doar că de data asta, țintele nu se mai pun cumva într-o rază pe axa X, se pun în orice fel de plan, să spunem așa, în orice fel de punct. Pentru Stardust, totuși, la fel tot de îngheață în timp, doar că respectivele proiectile sunt atât de comprimate și îți lasă niște spații specifice pe unde ar putea să te strecori prin respectivele proiectile dacă vrei să nu iei damage în nicio formă. Atacul de Solar totuși e același lucru, dă 3 dash-uri, doar că de fiecare dată când lovește cu respectivul dash, o să bubuie în 5 direcții diferite cu niște flăcări extrem de mari.
Phase-ul 3 față de 2 și 1 nu are niciun pic de legătură cu celelalte atacuri, începe cumva ceva nou, pur și simplu se înconjoară de niște Moon Lord Eyes, spawnează cumva două luni care se ciocnesc una de alta și atacă cu cele 4 tipuri de atacuri specifice fiecare clase, Solar, Nebula, Vortex și Stardust, și în principal aici nu prea am ce să spun mai mult decât să mă feresc și pentru unele e mai bine să stau pe loc, iar pentru altele e pur și simplu să mă mișc. Nu știu ce s-a întâmplat, mâncați așa. Ok, o să trebuiască să fac un post comentarii probabil la ce s-a întâmplat aici, pentru că să zicem că pe cât posibil am înțeles și pot să dau câteva mici sfaturi la ce s-a întâmplat totuși. Adică cel mai important care totuși ar trebui să-l spun și acum, am realizat eu că bătălia asta te păcălește foarte mult încât să te miști excesiv, ceea ce e nu indicat sub nicio formă. Pur și simplu trebuie să stai să analizezi fiecare mișcare pe care o face. Ok, l-am bătut și pe Eridanus în cazul ăsta. Chiar sincer, nu neapărat că eram aproape să mă dau bătut, dar nu prea aveam speranțe, sincer să fiu. Deci îmi dau speranțe singur că pot să bat și, cum se numește, Mutant-ul cât mai repede în cazul ăsta. Nu Mutant, doamne, Abomination, pentru că Mutant-ul e cu totul și cu totul o altă discuție și o să mai fie până ajungem noi acolo la discuția aia. Precise Universe Core. Asta m-a interesat pe mine. Mi-a dat Crucible of Cosmos. Deci tu îmi spui mie că ai avea varianta cum ar veni să nu trebuiască să stai să craftezi tot și să poți să obții de la el. Totuși, tu la ce-mi trebuiai? Că am uitat. Aha. Doar că trebuie să bat neapărat Abomination-ul. Am înțeles. Dar ce e important e că mi-a dat Eridanium. Esența asta lui cu care pot să-mi fac armura. Din păcate n-am cât să-mi fac toată armura, trebuie să-l mai bat încă o dată. Și totodată se mai face și Force of Cosmos. Și cred că aș vrea să încerc să fac Force of Cosmos și poate mai încerc acum să mai îl bat încă o dată. Și poate ne facem și armura tot în episodul ăsta. Că nu de alta, dar ăsta e destul de. Pe lângă faptul că acum o să am și eu abilitatea să îngheț timpul, exact cum face și el. Îmi place textul ăsta, your critical strikes can critically strike. Ok, al doilea kill. Deci nu pot să cred că am putut să-l bat și a doua oară. În mare parte a fost și noroc, dar ca și idee, nu pot să cred că l-am mai bătut încă o dată. Zi-mi, te rog eu mult că îmi dai 10. Bun, fix 10 mi-a dat. Cred că e prestabilit. Pentru că în cazul ăsta putem să ne facem și armura lui Eridanus. Oprește iar asta pentru că mă enervează super viteza aia. Am casca, pantalonii și chestplate-ul. Armura asta a lui Eridanus, la fel ca și Gaia Armorul, nu e bazată pe o anume clasă din joc, e făcută cumva universal pentru toate cele 4 clase. Un lucru care l-am descoperit recent este că armura asta de Gaia are un set bonus încât dacă dai double tap down, intri cumva într-un mod de ofensivă, încât îți cade defensul, îți cade un picuț din viață, doar că dai mai mult damage sau ceva de genul ăsta. Și aparent asta o să se întâmple și cu setul ăsta de Eridanus, pentru că în momentul în care îl am echipat, am un mai set bonus și când apăs double tap down, intru cumva în modul ăsta și se vede că am cumva exact cum era la Moon Lord. Ăstea reprezintă cât timp am pentru o anumită clasă. Acum sunt, spre exemplu, la Vortex și dacă folosesc o armă de ranged, o să am un damage bonus masiv. Pe lângă asta, dacă sunt în modul ăsta gen, o să-i spawneze Eridanus în spatele meu și o să mă ajute, gen o să bată el pentru mine. Așa cum e și Stardust Guardianul, pe scurt. Păi na, în momentul față chiar nu știu ce să spun. Parcă aș mai face decât un singur lucru, ca să nu mai stau pe un episod viitor, dar mie că mă întind. Nu, pentru că o să-mi ia destul de mult cel după aia la editat și mie că o să mă întind foarte mult cu episodul și oricum o să fac din nou o bucată în plus care o să tai, așa că destul de haotic episodul, e destul de greu de înțeles, dar e foarte doable, chiar e extrem de doable, dacă eu am putut să o fac de două ori, e chiar foarte, foarte făcubilă. Lăsând o parte asta. Cam atât va fi și cu episodul ăsta din Terraria Fargo Soul. Eu să sper că v-a plăcut acest episod și dacă v-a plăcut, uitați să lăsați un like. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, iar eu n-am altceva de spus decât o zi frumoasă în continuare, să vă urez. Bye bye!